Bună, fetelor! Astăzi vom face împreună două coafuri simple. Ele par complicate, totuși nu sunt complicate. Sunt foarte ușor de făcut, de realizat din confortul casei voastre. Și vom începe cu prima. Am prins tot părul într-o coadă de cal, am ascuns elasticul cu o șuvită din părul ei. Și mi-am luat o șuvită subțire din partea stângă și una subțire din partea dreaptă. Și am făcut un nod, practic. Ca această coafură să vă stea și să nu alunece, mai ales dacă aveți un păr care radiază de sănătate, de obicei acesta tinde să nu fie foarte ascultător. Dați cu puțin fixativ sau cu niște apă, umeziți șuvitele de păr ca să vă stea mai bine. Următorul pas a fost că am adăugat câte o șuvită subțire la fiecare secțiune din stânga și din dreapta și am mai făcut încă o dată încă un nod. Apoi iarăși am adăugat câte o secțiune de o șuvită de păr stânga-dreapta, iarăși am făcut un nod și am mers așa până am terminat coada mea de cal. Este important să faceți nodul în același stil de fiecare dată. După cum spuneam, o să observați că am folosit fixativ ca să rămână în loc aceste noduri. Și asta este practic tot ce aveți nevoie ca să vă reziste coafura. Așa arată prima noastră coafură. Am securizat cu un elastic pe care de asemenea l-am ascuns cu o șuvită de păr și am prins șuvită la spate cu o agrafă. Așa arată și mie îmi place foarte tare. Pentru coafura de astăzi avem nevoie de un pieptăn, puțină apă, mai multe agrafe, depinde cât de mult păr aveți în cap, dacă e mai des, trebuie mai multe agrafe și puțin fixativ pentru la sfârșit. Ok, hai să începem! Și vom începe secționând părul cu degetele mari, doar luați de deasupra urechii toată porțiunea de păr și o ridicați în sus și o prindeți cu niște cleștișori. Aceste bucle pe care vrem să le facem le vom realiza cu ajutorul agrafelor și doar de agrafe este practic nevoie. Puțină apă, niște fixativ și practic așa veți putea obține niște bucle fără niciun pic de căldură, fără un ondulator. Luați prima șuvită de păr care nu trebuie să fie foarte groasă deoarece o agrafă nu poate să prindă foarte mult păr în loc. O rulați pe degetul arătător și apoi prindeți totul cu o agrafă. Și practic o lăsați așa să stea și să se usuce. Și procedați la fel cu tot părul. Mie nu mi-a luat mai mult de 15 minute ca să îmi pun tot părul pe agrafe, nu pe bigudiuri. Și am destul de des părul, nu este foarte rar. Adică foarte rar, nu este rar. Nu uitați să folosiți apă la fiecare șuviță. Șuvița nu trebuie să fie foarte udă, dar trebuie să fie umezită. Am desfăcut și partea de sus și am început să pun și la partea de sus agrafele. Încă o agrafă de adăugat și
Vom aștepta aproximativ 30-40 de minute. Totuși, dacă vă grăbiți, puteți să folosiți fionul, dar nu mai puteți să spuneți că ați obținut aceste bucle fără căldură. Dacă folosiți fionul, aproximativ în 15 minute ar trebui să fie gata. După ce s-au răcit, dacă ați folosit fionul, trebuie să le lăsați de asemenea să se și răcească, deci după ce le-ați lăsat să se usuce, scoateți agrafele pe rând. Așa arată buclele mele, făcute doar cu ajutorul agrafelor și sper să le încercați și voi, să încercați și voi să vedeți dacă vă este. Eu am mers doar, practic, să zicem așa, până la 2-3 din lungimea părului, puteți să mergeți cu ele până sus dacă vreți, dar la mine consider că nu este necesar, deoarece oricum greutatea lui îl trage în jos și atunci nu ar fi stat ondulat până sus. Sunt convinsă că v-au plăcut aceste două coafiuri, așa că vă rog să nu uitați să ne dați un like. Este important pentru creșterea acestui canal. De asemenea, este important pentru mine să comentați și să ne oferiți poate sugestii, întrebări în secțiunea de mai jos. Mulțumim că vă uitați la noi!